Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, consideră că oltenii au avut noroc la tragerile la sorți în preliminarile Conference League și că ar trebui să se califice în grupele competiției. Noi sperăm să avem un rezultat care să ne dea speranțe pentru retur. Din punctul meu de vedere, va fi o partidă foarte dificilă și eu nu spun așa doar de complezență. Mă gândesc că să întâlnim un adversar care trece prin niște tragedii, iar tragedii de tipul ăsta pot să te facă așa, să te concentrezi, să te responsabilizezi. La rândul său, antrenorul oltenilor avertizează că jucătorii echipei ucrainene vor fi extrem de motivați din pricina situației din țara natală aflată sub invazia Rusiei. Faptul că echipa din Luhansk este compusă în majoritate din jucători ucrainieni, jucători tineri, cred că aduce un spirit foarte bun din acest punct de vedere. Vor să demonstreze, vor cumva să joace acest prim meci după multe luni de întrerupere, un meci într-o competiție europeană, să-l joace la un nivel de angajament cât se poate de bun, iar noi din acest punct de vedere trebuie să dăm o replică pe măsură. Zoria Luhansk, Universitatea Craiova, în turul 3 preliminar din Conference League, se joacă în această seară de la ora 20:30 la Lublin, în Polonia.